Luna martie este una dintre cele mai frumoase luni ale anului. De 1 martie, românii salută venirea primăverii cu un mărțișor. Alături de micul simbol, petrecut cu șnuri din ață roșie și albă, se oferă adesea și flori de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul. Luna martie este una dintre cele mai așteptate perioade de către oameni, iar la tot pasul vezi o grămadă de mărțișoare vesele și colorate, menite să aducă noroc. În prima zi a lunii apare micul simbol al primăverii, legat cu fir împletit roșu și alb, purtat în piept sau la mână de către fete și femei. Am cumpărat niște mărțișoare pentru persoanele dragi și apropiate și chiar dacă vremea așa cum este, le oferim cu drag pentru început de primăvară. Da, normal, cu ghiocei acum să le dau la fetițe și lui mami o să trebuiască să mă să iau un buchet de flori, să le dau, să avem o primăvară cât mai frumoasă, să țapă cu bine. Pentru români, prima zi a lunii martie aduce o serie întreagă de obiceiuri și tradiții de mărțișor, o sărbătoare închinată înnoirii timpului în pragul primăverii. Eu sunt la o vârstă mai înaintată pentru mine ca în trecut, dar este frumos pentru tineri, pentru îndrăgostiți, să spunem, mai în primul rând. Și să așteptăm cu nerăbdare frumosul ăsta de an, să zicem, care începe cu primăvara asta. Dar problema ar fi că trăim în sărăcie. Asta este. Deci așteptăm să fie cât mai frumos de pe o zi pe alta, de pe un an pe altul și să scăpăm și de această pandemie și să fim fericiți cu toți. A dărui un mărțișor cu inima curată unei persoane la care ții cu adevărat înseamnă, cum se știe din bătrâni, să îndupleci soarele să-ți dea sănătate, frumusețe, veselie, dar și poftă de viață. În același timp, gestul bărbaților de a înmâna mărțișoare femeilor este de fapt un îndemn la armonie, uniune și bună înțelegere.